Yo, ce fac băieții și bine ați venit la un nou episod din FIFA 20 Draft spre glorie. Înainte să începem, nu uita să apeși butonul de like. Hai să încercăm să ajungem la peste 4500 de like-uri. Și dacă vrei să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate, argol.com/ro, link-ul e în descriere. 10% discount dacă folosești codul LOVILA. Checkout, băieți. Formația pe care o să folosim în acest draft este una din cele 5 pe ecran. Facem și un challenge pe care nu l-am făcut de mult. Facem draftul vedetelor, draftul superstarilor. Ce presupune asta? E foarte simplu, frate. Cel mai high rated jucător, deci jucătorul cu ratingul cel mai mare din fiecare player pick o să fie ales. Singurul loc unde putem noi să ne alegem ce vrem noi este la formație. Și o să merg pe un 4-4-2 flat. Nu l-am avut de mult la draft. Nu pot să mă plâng, nu am cum, e imposibil. Fică Messi la el, capitano, 94. Nu am cum să mă plâng. Cel mai mult îmi plac mie, ca să fiu sincer, drafturile astea ale superstarilor, pentru că alegem cel mai high-rated jucător și de obicei facem echipe bombă. Aici, când avem același rating la jucători, avem voie să alegem pe cine vrem noi. O să-l iau pe gagiul ăsta pentru că e dintr-o ligă mai bunicică, e din Italia 1. 82, 89-91. Aguero. Bun, Aguero. Să vedem următorul jucător. 86, Kingsley Coman, mijlocaș central. Mamă, zero chemistry până acum. Iniesta, Gündogan, Alan de 86. Da, și fii atent. Dacă facem așa, BOOM, facem un pic de chemistry. Un pic mai mult decât aveam înainte. Ok, 3 jucători cu 77, 1 cu 75, 1 cu 78. Oliver Torres îl ajută pe Messi la chemistry. Aici Koulibaly de 89. Se pare interesant, Koulibaly are ratingul atât de mare comparativ cu Varane sau alți fundași. 86 oare să fie? Da, 86 Walker. Aici dacă schimb, da, e bine, mă ajută la Alan, mă ajută foarte mult la Alan acolo. 84 Kompany o să fie bun și schimbăm așa și mai punem un picuț la chemistry. Așa, pe Boateng poate îl pun chiar fundaș stânga pentru chemistry. 84 Kolarov. Ok. Sau poate nu mai pun acolo. E, Portarello. Un icon, cum ar fi un icon? Cum ar fi un... Aiololo. Ce-a făcut Bobiță? Pele Benaglio. Mai topit. Salah, cine e zeul de aici? Este... cine e? Cine să fie oare? Ai dintre Griezmann și Salah. Salah să fie. Dacă îl pun aici, mai cresc un pic la chemistry. Lacazette nu e în N'Golo Kante de 89. Deciziile astea, ce să facem noi? Nu știu. Cred că pot să-l joc pe Kante acolo. Hai puțin. Highest rated este Di Maria. Cred că pot să-l joc pe Kante aici. Asta e puțin. Pierde cât unul la chemistry. Salah din nou, 90. Lewandowski câștigă data asta, 91. 75-79, 2-79. Franța 1 și Spania 1. Păi n-aș lua eu Spania 1, mă, o viță. Nu iau eu Spania 1. Pierdi, ești nebun. 6-4 și așa l-aveam pe Messi în 9 și Griezmann în 3. Ok, nu mă așteptam asta. Lukaku 85, Bale, Alaba. Alaba, fii atent, o viță. Cum le combinăm? Uite, îmi dă Alaba special, mă, pentru Boateng. Îl iau și mă gândesc după aia cum combin. Chiar nu știu cum să fac. Ok, ușor. Icardi, dar cel mai high rated este Sterling de 88. Mi-ar fi prins bine cei din Calcio, dar nu s-a putut din păcate. Acum avem 90 Modric. Modricianu intră... nu intră așa de bine aici. Pierdem unul la overall chemistry. Rafinha, avem 3 jucători de 81. Cred că e evident că ar trebui să mă duc pe Rafinha. Aș putea să mă duc și pe Ndidi, dar nu. Rafinha am the full cam la Messi. Și mă duc în 74. Bombă. Left winger aici, avem vreo șansă. Trebuie în francez. Hai că vedem cum o facem. Chiellini de 89, obligatoriu joacă. Ok, ce înseamnă asta pentru noi?
Serge Aurier Glick. Cine e Bobiță, locul întâi? Locul întâi e Show. Portar, te rog, te rog, Portar, acolo e foarte important. Schmeichel, Schmeichel de 90. Și ne-am dus, ia să vezi când ne ridicăm. Bombă, 83. Ho-ho. Aici, dacă bag, Chiellini acolo mă duce mult de tot în chemistry. Bombă, și mai bine. Ho-ho. Băi, ești nebun, m-a dus în 88 la chemistry. Avem șansa chiar a unui 90 cu Portărel. Facem ce facem și draftul vedetelor iese o de fiecare dată. Cred că mi-a dat la Liga. 88 mi-a dat, dar nu mă ajută spaniolul. 90. 90, mă. 90. Hai, vino încă. Bun draft. Foarte, foarte, foarte bun draftul vedetelor. Ce avem aici? 4, 3, 2, 1, Messi, Griezmann, Iago Aspas, Scream, Cardon. Față, full chemistry. Nu mă impresionează deloc mijlocul. Gol? Da, mă, da, Aguero! Ce le face Aguero? Bun! Nu! Nu bagă nimeni în poartă! Alan poate, uf! Aguero? Mamă, cum a scos o lecompa asta? Hai, Goro. Uf! Hai, bag-o. Nu pot să cred, frate, că din respingere se duce iar în bară. Super fază, super fază construită aici. Super, 2-0, Agüero nu mai ratează de acolo. Bagă Sterling cu scărița! Cu scărița! Superb! 3-0! Offside, din păcate. Offside. Dar cred că o să iasă, nu știu dacă a văzut că e offside. Rage quit. Aguero, Messi fac senzații în față. Avem un 4-1-2-1-2 wide. Socrates, Ronald Koeman și cu Zanetti, Iconuri, Aguero și Ronaldo sunt super, super buni. Are și Neymar. Minunat! Messi, minunat! Hai mă, hai mă, hai mă, retrage-te, Michael. Messica, Messica. Superb! Superb! Kun Agüero! 3-1! Bine, mă! Boateng, Boateng, Boateng! Cum intri, frate, prin e? 3-2!
Messi, 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 Messi. N-am, mă, că s-a întors, m-am dus eu pe contraatac și dau golul. Hop. Și 5-2, game over. Fluier final. Un match pe care mi-l făcuse un pic cam dificil. Semifinale împotriva unui 4-3-2-1. N'Golo Kante, UCL Live în atac. Uite, al doilea adversar cu Iago Aspas, Scream Card. Messi și Hazard. Sau mi-a picat, sau draftul trecut am jucat împotriva unui Iago Aspas, Scream Card. Nu mai rețin. Ai, bă, băiatule, cum trage Messi, frate? Incredibil! M-a prins și m-a executat. Ce slab am fost pe apărare aici. Foarte slab. M-a prins, e gol, n-am ce să fac. N-are voie să rateze. Nu ratează! Leo Messi, superb! Nu! Cum arăta Messi de acolo? Coman poate! Apără din nou Loris! Dumnezeule, ce ratări! Messi din nou! Poate acum, în blocaj! Sterling, cu spatele la poartă! Ce-ai, frate? Messi, mă! Messi! Unicul, inegalabilul! Iar bară, nu se poate, frate, așa ceva. Se pare... În final dăm gol. Se pare exagerat, mă. M-a prins? Da, m-a prins. Și fluier final, băieți. Mergem în finală. Și în finală, ok. Contra lui Kenny, Douglas, inform Mane, inform De Bruyne. Îmi place echipa. 4-3-1-2 are și un sistem de joc bun. Super, ar trebui să fie gol aici. Super faza! Super fază! 1-0 în finală! Bine, mă! Minunăție în atac! Messi din nou, imperial! Îl încerc pe lupul, îl încerc, e prea puternică, am văzut. Intercepție și e 3, e offside sau nu e? Nu e offside, 3-0, BOOM! Încercăm pe lup, ia mă! Coman face 4-0! Și reișcuit în finală, hai să vedem ce premii primim după ce am câștigat draftul vedetelor, băieți. Hai să vedem. Bam, 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 bam. Megapack, premium, go pack și mega, două megapack-uri. Cred că e nimic în ăsta, hai să fim sinceri. Nu e nimic. Să-i dau skip și poate în megapack-urile alea avem baftă de ceva. Inglese, pe ăsta chiar l-am avut în draft. Bastos e discard. Boom. Mega, 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 mega pack. Walkout-ul ăla șmecher. Unde este?
nu în pachetul ăsta. Este Bordeaux totuși. Germania, mijlocaș central ofensiv de la Arsenal. Mesut Özil, 84. Cred că era walkout anul trecut, dacă nu mă înșel. A scăzut ce-i drept. Ultimii 2 ani nu cred că au fost printre cei mai buni pentru Mesut Özil. Restul sunt discarduri. Bam! Și ultimul pachet. Mega pack. Poate acum un walkout? Nu. N-a fost să fie. Oricum, băieți, un draft foarte, 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 foarte tare cu Messi la putere, Agüero și el acolo foarte bun. Nu uita să apeși butonul de like. Noi ne vedem în episodul următor. V-am pupat. Ciao!